A fost cea mai fericită seară pentru iubitorii de futsal din Mureș. City Astergu Mureș a reușit să câștige al treilea titlu de campioană națională. Asta după ce s-a impus cu 10-1 în partida a doua a finalei campionatului, disputată în compania celor de la Spicom Sfântul Gheorghe. După victoria cu 7-2 din prima partidă, City Ast și-a adjudecat titlul după doar două jocuri și va reprezenta România în viitoarea ediție a UEFA Futsal Cup. Potrivit conducerii clubului, partida din sala sporturilor din Târgu Mureș a reprezentat o demonstrație de forță din partea campioanei României, care a dorit să arate care este adevărata diferență între cele două formații. Joc agresiv, pressing sufocant în jumătatea adversă și faze spectaculoase de poartă au fost ingredientele unei finale câștigate categoric de Târgu Mureșeni. În cadrul festivității de premiere, Mimi Stoica a primit și trofeul de golgheter al campionatului cu 38 de reușite. În deschiderea marii finale s-a disputat finala pentru jocurile 3-4. ACS Odorheiul Secuiesc a învins pe United Galați cu scorul de 6-5 după răsturnări spectaculoase de scor. Săptămâna viitoare, luni 11 iunie, City Ast Târgu Mureș are șansa de a-și trece în palmares cel de-al 9-lea trofeu din istoria clubului. Campioana și deținătoarea cupei va întâlni pe United Galați în finala ediției din acest an a Cupei României. Partida se va disputa la Iași, în sala sporturilor, cu începere de la ora 19:45.